prima zi de înscriere la sesiunea de iarnă a admiterii în școlile de poliție a adus din nou cozi. Tineri din toată țara au venit să se înscrie la școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Candidații au primit legitimațiile de concurs și au fost repartizați pe detașamente. Maria Alexandra, da? Da. Probele eliminatorii încep sâmbătă 12 ianuarie, mai întâi contra vizita medicală, apoi evaluarea aptitudinilor fizice. Ca și la sesiunile precedente de admitere, având în vedere numărul mare de candidați, proba sportivă se va desfășura în 6 săli de sport, la Breaza, Băicoi, Blejoi, Comarnic, Cornu și Plopeni. Proba sportivă este sub formă unui traseu practic aplicativ. Proba de verificare a cunoștințelor are loc duminică 20 ianuarie, sub forma unui test grilă la limba română și o limbă străină. Evaluarea și notarea lucrărilor se vor face imediat după expirarea timpului alocat probei scrise în sala de examen în prezența candidaților. Luni 21 ianuarie vor fi afișate rezultatele, iar în termen de 24 de ore de la afișare se vor putea depune contestațiile, urmând ca după alte 24 de ore să fie anunțate rezultatele finale. 5.863 de candidați, dintre care 2.428 de fete și 3.435 de băieți, și-au depus dosarele la inspectoratele județene de poliție din țară.